Fericită. Fericită că scrima stelistă merge mai departe. Scrimerii Carina Vasile, Andreea Dincă, Teodora Șofran, Maria Alexe și Dacia Nenache, care au câștigat o medalie de aur, una de argint și 3 de bronz la campionatul european de cadeți și junior de la Novi Sad, au fost felicitați la mijlocul acestei săptămâni de președintele clubului Steaua București, Răzvan Ștefan Bichir, dar și de către campioana olimpică Laura Badea Hârlescu. Floretistele Carina Vasile, Andreea Dincă și Teodora Șofran au luat primul aur european în proba de junioare după ce au învins în finală Franța cu 45-36. Cum a fost campionatul european pentru tine? A fost o experiență interesantă. M-am dus să mă distrez și să mă bucur că sunt pe planșă, așa că a fost distractiv, o să spun. Când am terminat ultimul asalt din finală, când am văzut că noi avem deja o diferență de 10, cel puțin 10 tușe și am știut atunci, am avut mare încredere în colegiile mele că noi chiar o să câștigăm. Am fost o echipă foarte unită și am trecut împreună peste orice obstacol. Când am urcat pe podium, pe lângă că podiumul era cam jumătate din mine, a fost foarte frumos. Și niciodată nu mă gândeam că o să câștigăm. Tehnicianul Virgil Sălișcan a savurat succesul fetelor de la Novi Sad, dar gândul îi zboară deja la mondialele din Dubai. S-au comportat foarte bine și sper ca la aceste campionate mondiale să ne întoarcem cu încă o medalie. La sabie, Maria Alexe și Dacia Nenache au bifat în Serbia performanțe de excepție. A fost cel mai greu concurs la care am fost vreodată și cel mai important. Și când am ajuns acolo, aveam cele mai multe emoții în toată viața mea. Când am început concursul, nu știam sigur ce o să se întâmple, pentru că n-am început prea bine. Dar după aia, pur și simplu, mi-a venit natural să trag în continuare și a fost minunat, mi-a plăcut foarte mult și în Serbia și concursul și să văd atâtea națiuni și atâtea fete bune. Când vei pleca la mondiale, cu ce gânduri? Cu același gând care m-a dus la europene, să mă distrez, să mă simt bine, să n-am emoții. Pentru că sunt foarte fericit că am ajuns acolo, sunt printre top cei mai buni. Și cred că merită această chestie. Tehnicianul Nicolae Alexe a fost la europene într-o dublă postură, iar emoțiile au fost pe măsură. A fost un concurs foarte bun, l-am pregătit foarte bine din timp și copiii s-au mișcat excelent. Am avut presiune și emoții mari la fiecare tușă din concurs și deja la podium eram așa cumva ușurat că eram foarte, foarte obosit și na, eram și bucuros normal că a ajuns acolo. Sperăm data viitoare să ne ducem mai sus. Singura campioană olimpică a României într-o probă individuală de scrimă, Laura Badea Hârlescu, speră ca tinerii sportivi ai stelei să-i calce pe urme. La ce să ne așteptăm la mondialele de cadeți și juniori? Nici o competiție nu seamănă cu cealaltă. Campionatul mondial este mult mai tare, dar medalie va fi, șanse sunt. Depinde de ei să le fructifice.